Bună, dragile mele! Astăzi o să mă adresez în special femeilor, pentru că vreau să vorbesc despre un subiect care a fost considerat generații de-a rândul ca fiind tabu sau sensibil, adică nu vorbim în public despre asta. Mă rog, sunt mai multe aici incluse, de exemplu, nu vorbim despre menstruație, nu vorbim despre ovulație, nu vorbim despre menopauză. Și eu cred că din această cauză, generații întregi de femei au avut de suferit. Am 44 de ani, încă nu sunt la menopauză, dar asta nu înseamnă că nu m-am documentat serios pe această temă, dintr-un motiv foarte simplu, pentru că eu vreau să fiu pregătită pentru toate transformările care vor avea loc în corpul meu. Vreau să știu ce urmează să mi se întâmple și să fac în așa fel încât să-mi îmbunătățesc calitatea vieții, să nu am simptomele acelea despre care am auzit la nenumărate femei. E bine, cum putem să ne facem viața mai ușoară, chiar și la menopauză, chiar și după menopauză, că sună așa foarte înspăimântător? Este foarte important să vorbim cu medicul ginecolog. Este foarte important să avem un stil de viață echilibrat, să mâncăm sănătos, să facem sport. Apropo, doamnelor, mai ales în Occident, de exemplu, femeile peste 40-50 de ani sunt sfătuite să-și întărească mușchii abdominali, tocmai ca să treacă mai ușor prin menopauză. Și, foarte important, după o anumită vârstă, organismul trebuie susținut cu suplimente. Eu, de exemplu, iau acum aceste suplimente de la Fiterman, care sunt cu calciu, vitamina K2 și D3. Asta mi se pare potrivită pentru vârsta mea de acum. Dar vreau să vă mai prezint și ce mai iau, ce suplimente au ei, tocmai pentru femeile aflate la menopauză sau premenopauză sau postmenopauză. Sunt niște suplimente pe bază de plante care, doamnelor, vă ajută să scăpați de acele simptome chinuitoare și care vă reglează un pic nivelul hormonilor în perioada asta. Mastrel 45+, Mastrel Meno2 și ar mai fi Mastrel Meno1. O să vă las un link să intrați pe pagina lor, să vă documentați și, așa cum spuneam, să vorbiți cu medicii, pentru că e foarte important să nu ne chinuim, să nu suferim în tăcere. De asta este atât de bine să fim împreună, să fim o comunitate puternică, să ne ajutăm și să ne sfătuim unele pe celelalte. Sper că v-am fost de folos cu informațiile pe care vi le-am furnizat și dacă mai vreți să vorbim despre subiectul acesta, pe pagina mea puteți să faceți oricând.